Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Bine, un nou joc, un nou game mode, pentru că astăzi ne jucăm tot Roblox și ne jucăm Climb the Mr Everest. Și trebuie să urcăm pe muntele Mr Everest. Trail route. Ok, pe unde? Pe aici. Trebuie să ne urcăm pe munte și nu știu dacă mi-am luat tot ce trebuie. Trebuie să ne urcăm pe munte și am văzut că la un moment dat o să pot să-mi iau un job gen pentru a salva oamenii care rămân blocați pe munte. O să încerc să fac asta și off-camera, poate reușim. Și dacă vă place și vouă, nu uitați să lăsați și un comentariu și să apăsați și pe butonul de like pentru a face cât mai multe like-uri, să văd susținerea voastră. Pe unde să mă duc? Hai că mă duc pe aici. Încerc să nu mor. Mi se pare atât de... Înainte nu aveam chestia asta cu... Opa, aici trebuie să fiu atent. Înainte nu aveam frica asta de înălțime. Făceam parcuri când eram mai mic, dar acum... Mi se pare destul de... Când stau să mă gândesc la riscuri acum, nu mi se mai pare atât de cool ce făceam înainte. Uite, momentan sunt la altitudinea de 226 de metri și trebuie să ajungem acolo în vârf. Vântul e de 0 mile pe oră și sunt 17 grade. Bănuiesc că la un moment dat o să se și întunece, bănuiesc, nu? Hai să mergem pe aici. Bine că nu alunec momentan. Opa. Nu pot. Trebuie să mă întorc. Sper să nu rămân blocat. Fii atent că am rămas blocat. Cum pot să ies de aici? Cum pot să folosesc? Trebuie să ajung la scara aia înapoi. Că doar pe acolo pot să urc. Bun, pe scara asta parcă urcasem noi, nu? Mai devreme, da. Bă, vreau măcar să ajung la camp 1. Până se mai întunecă. Uite pe ăla cât s-a dus, bă! Hai că poate reușim să-l ajungem și pe el din urmă. Bă, pe unde s-a dus? Pe acolo s-a dus el, oare? Pe aici s-a dus, nu? Da, bă. Bun, uite-ți care e aici, a? Trebuie să fiu cât se poate de atent, că dacă am căzut de aici, se poate să mor. Nu se poate, cel mai probabil o să mor. Bă, aproape am ajuns de Camp 1. Deci asta nu cred că o să fie o problemă. O să putem să facem refill-ul la... Toate astea de aici, și oxigen și... uite, Camp 1. Bun, mă. E din Campfire. Bun, mă, ne facem viața. O să trebuie să-i dăm un refill. Aproape gata. Încă puțin. Și apoi o să dau refill și la water, și la oxigen, și la tot ce mai e nevoie. Bun, bun. Hai, mă, încă puțin. Bun, perfect. O să dau refill la water. Și... nu... Sunny? Mă întreb dacă acum e Sunny. Mă întreb oare cum arată mai târziu. Hai că ăsta a plecat deja. Stai, boss, că vin și eu cu tine. Nu mă lăsa singur. Avem o dată, stai că mai dau un refill. Mai ales acum că am plecat. Hai să ajungem măcar la Camp 2. Mamă, și apoi trebuie să fac cumva să ajung în partea aia la Camp 3. Și uite-te cât e de mers până acolo. E huge drumul ăla. Opa, vreau pe acolo să merg. Mamă. Hai să vedem cum facem, că vreau să ajung în partea aia. Oare pot pe aici? Hai să vedem. Oare pot? Nu cred că pot. Asta e ceva de susținere. Uite pe ăla, l-ați văzut pe acolo? O să încerc să-l ajung din urmă, că poate reușesc să-l prind, dar nu cred, da? Voi ce spuneți? Mamă. Mamă, 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 mamă. Adrenalina, hai pe aici. Cum fac să urc aici? Bă, ce naiba, că sper că nu m-am blocat, nu? Nu m-am blocat. Trebuia să găsesc doar chestia aia. După aici s-a dus și ăla. Deci nu aveam cum să mă blochez, zic. Pe aici, uite. Așa... Pe aici, sper să nu cad, trăim în extrem. Aici sus ce îi bănuiesc că nu-i nimic, trebuie să mă duc în partea cealaltă. Dacă poate reușesc să-l prind și oricum trebuie să ajungem la Camp 2, deci... Oh my god! Bă, ești nebun! Uite cât de frumos e! Nu! Uite-te cât de frumos e și nici nu am căzut. Storm, opa! Mamă, a început vigilia, gata băieții. Asta a fost. A început vigilia, eu oricum nu mai văd nimic. Abia văd la 2 metri în față. Cel mai... Mamă, e ceață, e... Vigilie, storm cu zăpadă, cu de-astea, nu pot, n-am cum. Ce fac? Mamă, stai că nu văd. Trebuie să fiu atent pe aici. Dacă mai cad ca data trecută, deja o să fie nasolică pentru mine. Uite pe aici. Așa măcar să mă uit și o leacă. Primesc peisajul. Mama, mi-e cam frică să trec pe podul ăsta, că mie că poate să rupe. Uite și pe ăsta. Uite, poate ăsta știe calea, poate ăsta știe pe unde trebuie să merg. Aaaa, ce nașpa, că s-a mișcat ăla. Uite că se mișcă, bă, se mișcă podul ăsta. Nu-mi place. Eu încerc să mă țin după ăsta, dar... El pare că știe ce face, eu nu prea știu. Probabil o fi vreun salvamont sau ce e? Nu, e la fel de începător ca mine, cred. Ah, mamă. Nici nu mi-e frică să mă cațăr pe aici, nu? Mă, că acum e răsăritul. Hai pe aici sus. Hai că suntem la 1200 de metri departare de warning, Deep Cave. Este frică, eu mă duc după ăla oricum. Mă duc după ăla că el pare că știe ce face. Oxygen flow needed, ok, deci trebuie să-i dau trebuie să-i dau start la oxigen. O să am nevoie, cică, și oricum i-am dat. Așa, am nevoie de warning large, nu știu, adică, așa. Dacă ai ajuns până aici la acest episod, nu uita să apeși pe butonul de like, să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Apropo, poți să lași în comentarii ce vrei să mai vezi pe acest canal, o propunere, o ceva. Și te aștept și pe Discord. Toate detaliile de care n-ai nevoie le ai în descriere la fiecare videoclip. Deci nu-ți fie teamă, cum nici mie nu mi-e să urc acest munte. Așa, bun. Bun, mi-e cam frică să merg pe aici, dar nu-i baie. Pare că omul ăla știe ce face, deci o să merg după el. Ai, ce frică, mi. Am crezut că mor acolo. Unde s-a dus? Bă, unde s-a dus ăla? Pe aici? Bă, sunt claustrofob. Bă, pe aici mergem. Haide. E din camp. Și o să stăm o leacă puțin aici, până ne refacem asta. Hai să bem și niște apă. Mă, bun. Gata, ne-am făcut și viața. Hai să mergem înapoi în călătoria noastră către cel mai înalt vârf de munte din Roblox. Vai, viață... Mi-e frică pe aici. Mi-e frică. Vă nu v-ar fi frică să mergeți pe aici? No, bun. Pe aici? Uite, am ajuns în Camp 2. Refill... Nu. Asta. Refill oxygen tank. Refill water. Cam asta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uita să apeși butonul acela de like, să te abonezi, să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce postez eu. Lasă un comentariu cu propunerea ta, ce ai vrea să mai vezi pe canal. În descrierea videoclipului găsești Instagramul meu, Discordul și putem vorbi și acolo. Până data viitoare, numai bine. Ciao les. Singura opțiune pe care o aleg e că vreau să fiu milionar. Trag să fac monetare, niciun schimb valutar. Să scot bani din bancă și ca să-i numere îi pui pe cântare. Mă duc la concerte și sară, faima o împar cu un fan. Orice monedă să fiu miliardar, mamă sunt legendar. Arunc în public o haină, designer e rar. Când ies de pe scenă se face culoare. Robert